În direct, șeful Serviciului de Intervenții și Acțiuni Speciale, adică mascații din rândul forțelor de ordine, decriptează evenimentele din Statele Unite prin ochii expertului în operațiuni speciale. Acesta susține că modul în care acționează poliția acum, după o lungă perioadă în care mulți s-au simțit prizonieri în case, poate să facă diferența între izbucnirea unor incidente care să ducă la tulburarea gravă a ordinii publice sau la o înțelegere a poliției ca un partener al cetățenilor. Un interviu realizat de colega mea, Ioana Ciurlea. Cum ați văzut imaginile din America? Cum poți să fii un membru al unei instituții de apărare a drepturilor și libertăților și să nu te afecteze modul în care un om este tratat pe stradă? Ok, probabil că s-a manifestat violent într-o primă fază. După aceea ai avut controlul asupra lui. El trebuia să se termine în momentul în care acel om nu putea să mai facă nimic. Mă preocupă mai mult modul în care ar trebui să gestionăm lucrurile în așa fel încât proiecția a ceea ce s-a întâmplat în America pe spațiul european să nu existe. Modul în care comunicăm cu oamenii noștri din subordine este iar un instrument prin care putem să evităm apariția unor asemenea incidente. Mesajul inspectorului general a fost destul de clar și el a fost transmis în țară, cel puțin în cadrul liniei de muncă acțiuni speciale. Trebuie să ținem cont de mijloacele pe care le avem la dispoziție, să le folosim gradual, la fel și proporționalitatea forței, să fie pe măsura incidentului pe care suntem chemați să-l rezolvăm. Dar în același timp să nu uităm că suntem oameni și să înțelegem că modul în care acționăm acum, după o perioadă în care oamenii au fost prizonieri în propriile case, poate să facă diferența între izbucnirea unui incident care să ducă la o tulburare gravă a ordinii și liniștii publice sau la o înțelegere a instituției Poliției Române ca un partener al cetățenilor. Societatea asta are ca valoare principală viața. Pe ea trebuie să o protejăm și noi ca instituție. Ți-e greu să folosești ceva care știi că poate ar avea repercursiuni asupra vieții altuia. Suntem toți oameni încă o dată, nu suntem roboți, nu suntem mașini și atunci, simțind așa, nu ai cum să folosești foarte lejer armamentul din dotare. Cum a fost starea de urgență pentru forțele speciale? Frica de a nu fi contaminați de amenințarea aceasta teribil de păcătoasă, frica de a nu putea planifica și a nu putea găsi nimic pentru viitorul apropiat, toată lumea se găsea într-un inedit absolut. Autoritățile, neinstituind asemenea tipuri de stări până acum, erau în fața unui teren neexplorat și trebuiau să fie și înțelegătoare pe de-o parte și riguroase pe de altă parte. Și întotdeauna când încerci să faci și să alegi calea de mijloc, nu întotdeauna reușești. Ceea ce vede omul și ceea ce a văzut în situația asta de urgență este un efort sau un chin al autorităților de a gestiona lucrurile în modul cât mai soft posibil. Și vă explic de ce soft posibil, pentru că cei care stau acasă și înțeleg, trebuie să respect niște reguli, nu înțeleg de ce cei care nu le respectă nu sunt tratați într-un mod tranșant de către autorități. Pentru noi, ca forțe de ordine, trebuie să abordăm toți cetățenii la fel. Chiar dacă se manifestă violent, nu-mi permit să am același comportament cu el. Nu aș fi profesionist să acționez așa. Și atunci de aia poate câteodată este nevoie de mai mulți polițiști la fața locului și de aceea oamenii văd, uite, pentru unul s-au deplasat 7, 8, 10, dar din dorința de a nu face din chestia asta un sparing în stradă. Că nu ăsta este scopul până la urmă. Scopul este să gestionăm situațiile și lumea să înțeleagă că există un instrument, există o instituție care se ocupă de gestionarea acestor lucruri. Consilierul Ministrului de Interne a scris în perioada respectivă pe Facebook, citez, la violență răspundem cu violență. Așa e? Așa se intervine? Legea talionului este cea mai la îndemână lege a omului, adică mi-ai făcut ceva, îți fac ceva, dar ea nu funcționează în relația cetățean-autorități. Cetățeanul are drepturi, libertăți care trebuie apărate și dacă noi reușim să apărăm aceste drepturi, înseamnă că ne-am îndeplinit misiunea. Nu puteți să-mi spuneți numărul luptătorilor, spuneați?
Nu aș putea să o fac. Dar puteți să-mi confirmați dacă e adevărat ce știu, că nu sunt mai mult de 40 și puțin? Vorbiți de SIAS aici. Da. Da, unitatea centrală e cam pe acolo. Problema pe care o resimțim într-adevăr este absența candidaților pentru aceste structuri de forță ale poliției române, pentru că dacă la același salariu poți să faci și altceva care e mai puțin periculos, mai puțin solicitant, atunci clar candidații se vor duce spre acele lucruri, da. Îmi imaginez că nu puteți să-mi spuneți, dar din nou vă întreb dacă e adevărat că, de exemplu, un polițist local care nu are misiuni periculoase câștigă mai mult decât un luptător SIAS. Ei, aici nu o să pot să vă spun, dar o să vă zic așa. Luptătorii SIAS au aceeași salarizare ca orice alt polițist din Poliția Română. Există un ansamblu de norme care ar trebui, din punctul meu de vedere, revizuit, pentru că sunt atât de puțini oameni care poate să facă lucruri de acest gen și, din păcate, e nevoie din ce în ce mai mult de ei.